Lacul sărat ca un poem, surprins acum l-a pus, după ce și așa bruma asta de oameni care era pe lac a fost fugărită și de prețul biletelor de intrare. Eu am trăit în ăștia, anii ăștia de la 3 lei de când a fost achiziționat de mega patroni. Prețul a ajuns la 9 lei la adult, copiii plătesc 5 lei și te întrebi la un moment dat de ce lacul e așa cum e. Pentru că nu e populat, ca atare. Nimeni nu face un bilanț să se gândească ce înseamnă să-și culeagă bugetul. E o linearitate dintre asta pe care până și economia socialistă comunistă o refuza, dar, mă rog, mentalitatea asta nordcoreană care domină, așa zisul, spirit patronal românesc, care mărește prețurile de fiecare dată negândind la faptul că definitiv e afacerea lor și vor pierde în definitiv mai devreme sau mai târziu. Că nu întâmplător să știți românii pleacă în Bulgaria, în Australia sau în alte părți, pentru că a ei servirea deseori la de dorit, nu există respect și nu este prețuit omul ca atare. Și atunci să știți, o morală simplă a vieții spune că oamenii reacționează la modul la care sunt tratați. Gândiți-vă cam câte forme de prietenie putem lega în condițiile în care înjurăm pe cineva, în condițiile în care jignim pe cineva, îl criminalizăm sau, eu știu, îl insultăm ca atare. Așa se întâmplă și aici. Și atunci stai și te întrebi la un moment dat de ce nu-ți mai merge afacerea, de ce nu ai încasări, de ce nu vine lumea, așa cum se spune. Pentru că vadul se construiește, iar asta nu se face de pe o zi pe alta și în niciun caz dintr-un moment într-altul. Ci se face treptat, gradual, gândind buzunarul clientului și protejându-l. De ce? Omul de afaceri, în esență, este sluga buzunarului clientului. Exact cum sluga știe să fie inteligent atunci când își ține stăpânul, așa și vânzătorul știe să prețuiască buzunarul clientului ca să-și poată susține afacerea. În totdeauna atunci când există cumpărător, cu ăla nu negociați. Cumpărătorul știe ce vrea și vă va presa la modul la care să obțină ceea ce dorește de la oferta pe care o faceți. Dar în condițiile în care sunteți un om de vânzări, atunci trebuie să vă gândiți că oferta dumneavoastră vine în consonanță cu cea a clienților. De asta vă și spun, nu am văzut în epoca asta să existe abonamente care să însemne pe perioada verii un preț plătit înainte, dar să fie mai ieftin. N-am văzut oferte făcute pentru bătrâni, n-am văzut oferte făcute pentru invalizi, n-am văzut oferte viabile făcute pentru copii. Totul e un miștocăresc dintre ăsta managerial care va prăbuși ceea ce ei știu să exploateze de prost. Și apoi ori vor vin de lacul unor oameni inspirați, care să vină să-l tranșeze, să-l felieze ca pe un tort și să-l exploateze la potențialul pe care îl, îl are lacul ăsta extraordinar. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca albanezii sau macedonenii să dețină un lac de genul ăsta. Ei ar fi stors fiecare fir de armă într-o manieră plăcută, ar fi fost blindată parcarea cu aglomerate mașini, și totul aici ar fi fost un amestec între restaurante de calitate, cafenele și grătare. Totul aici e rămas din tablă la o manieră dezangajată, la niște chirii imense și te mai întreb de unde și prețurile mari. Păcat, îl salut pe neafănică pentru tot efortul pe care îl face și vara asta și el era cât pace să renunțe, știu din bârfe care au circulat, dar încă o dată a încercat și speră că poate și mâine va fi mai bine. Dacă stau să mă gândesc că vara trecută prețul la lac era de 7 lei, acum a ajuns de 9 lei, bănuiesc că vara viitoare va fi de 11. Iar oamenii nu vor pleca proporțional îi placă exponențial.